Alături de Cristian, Antonie este din ce în ce mai bine, după cum i-a destăinuit ea însă și acest studiu. Cred că astea 3 săptămâni am fost cea mai fericită din toate lunile astea, cât am stat aici. Cea mai liniștită. Cred că-s vreo 4. Ce 4? Vreo 4, cred că-s. Nu, săptămâna viitoare să fac 3 luni. Nu, de când ne... De când ne-am combinat, de fapt, dar n-am spus. Pe 8 mai, mai e o grămadă. Și ce ai învățat din săptămâna asta? Din săptămâna asta? Uh-huh. Ai avut așa niște revelații? Ai avut? Nu am avut nicio revelație. Avut... Dar dacă ai învățat așa ceva, orice. Că ți-ai dat seama de niște chestii. Da, am dat seama. Am avut o treabă. Că trebuie să iei alegerile potrivite întotdeauna. Cam asta a fost revelația. La mine a fost și să te duci în direcția pe care vrei să o urmezi. Și să nu te abați de la drumul, obiectivul, scopul tău. Și să nu lași timpul să treacă pentru că trece în defavoarea ta, neluând decizia corectă pentru tine. Bine, lucrurile astea erau deja știute de mine, dar mi-a trebuit încă o reamintire, să zic așa, adică să-mi dea un refresh, să-mi iau o palmă, hop, eu, wake up. Când am intrat aici, nu eram pregătită să mă apropii de tine, pentru că nu eram eu bine cu mine. Trebuia să schimb niște lucruri la mine. Pentru că dacă... Eu am analizat chestia asta, da, am zis că ăsta e singurul meu regret, că nu m-am apropiat de tine de la început, dar în același timp am realizat că efectiv așa au trebuit lucrurile să se întâmple, pentru că în prima lună eu nu aș fi fost pregătită. Auzi, baby, am fost... Eu trebuie să schimb niște lucruri la mine. Am fost cum am fost. Cum eu suntem acum e... E perfect așa. Le-ai schimbat. Da, le-am schimbat. Le-ai schimbat pe toate. Ai schimbat tot. Dacă, eu am schimbat tot. Dacă ar fi fost în prima lună, nu ne-am fi înțeles. Nu cred. Nu ne înțelegem acum. Nu cred. Ba, te-aș fi enervat cu multe chestii. Și ar fi trebuit să stai să tragi mult cu mine, gen, să mă schimb. Și nu știu dacă ai fi avut răbdarea necesară. Bă, nu știu ce să zic. Dar nu știu. Uite, astea sunt lucruri pe care dacă nu le-ai trăit, n-am un răspuns. Știi, adică da. Eu pot doar să presupun. Da. Și mie nu-mi place să presupun. Mie îmi place să... să trăiesc și după aia să le expun. Eu am învățat mai multe chestii săptămâna asta. Am mai învățat că la toxicitate nu e bine să răspunzi tot cu toxicitate, că se întoarce împotriva ta și mai bine o înlocuiești cu iubire și cu ceva pozitiv sau cu nimic. Dacă nu poți face asta, nu înlocuiești cu nimic, doar ignori. Dar nu e bine oricum să... Știi ce trebuie să... Așa. Știi cum trebuie să... Ce am mai învățat? Și am mai învățat că ajutorul poate veni din locuri neașteptate. Exact, și de unde că... nu te... Da, de unde te aștepți și mai puțin. Exact, uneori. De unde aștepți și mai puțin. Și... mai realizat că... oamenii de afară, de care sunt atașată, sunt de fapt foarte sunt mult mai atașată de ei decât credeam, stând aici atât de mult și neavând contact cu ei. Și când spun asta, mă refer la mama, tata, mătușii mea, cei doi prieteni ai mei, singurii care mi-au scris din 7-8 prieteni câți am. E să știi că e important pentru mine să știu cine e important cine pentru mine. Tine, da. Știi cum e, că să viața merge. O scrisoare nu e un efort atât de mare până la urmă. Îți ia 10 minute să-ți iei din timp. Lasă, că nu te... Nu cred că îți... Nu mă rezum la asta, mă rezum fix la... strict la chestia asta că... Bă, uite, sunt aici. Eu nici măcar mama... Eu nici Exist măcar... și sunt aici pentru tine. Eu dacă le văd și... Eu dacă văd treburile astea, nici măcar nu mai le iau în considerare, las așa. Pentru că știi cum e, viața merge
merge înainte și cu 100 de oameni lângă tine și cu 2 și de calitate. Eu nu credeam că tu ești așa de sufletistă. Așa de... Nu par, nu? Nu par genul ăsta. Nu sunt pari. Și nu sunt. Nu că nu sunt pari, și că nu sunt. Sunt și foarte rece și foarte rea. Depinde. Depinde. Dar dacă am o sensibilitate pentru tine și mi-ești drag, prieten, partener, familie, sunt cea mai dulce. N-am crezut că ești așa. Sunt genul ăla. Ești foarte caldă, foarte caldă și... uite ce-mi place la tine e că atunci când pui mâna pe mine, nu o pui... transmițându-mi ceva. Ai limbajul ăsta corporal foarte bine dezvoltat. Adică nu, știi, ai văzut cum e. Pune cineva mâna pe tine doar da, să pună. Așa. Înțelegi? Sau când pui, până să simți pui. Că pui, că strângi, că se formează conexiunea, se formează păi așa te simt toată pe treaba tine, aia acolo. Așa te simt pe tine, pur și simplu. Nu știu. Nu sunt... Ideea e că tu nu mi-ai văzut și altă... față, știi? Și sunt genul ăla, frate, orice ar fi, sunt acolo pentru tine. Mă sun la 5 dimineața, bă, frate, sunt în, nu știu, în Câmpina, am rămas într-un câmp. Eu nu te sun la 5 dimineața. Vin o să mă iei de aici, mă urc în mașină și vin și te iau, știi? Eu nu te sun la 5 dimineața, că la 5 dimineața sunt cu tine în pat. Mulțumiți amândoi de faptul că se înțeleg bine, Cristian și Antonia și-au continuat dialogul prin care se și validau reciproc. Nu este nimic în tine ce vă care lipsi. Pentru mine. Chiar nu văd nimic. Nimic. Nu? Am zis bine? Da. Tu? Amuzantă bifat. Inteligentă bifat. Păcoasă bifat. Da. Am încercat în săptămânile astea să găsesc ceva să-mi placă. Gen, să fie ceva care să mă facă să bat în retragere, știi? Dar să știi că eu nu caut, le caut. Nu? Lucruri care nu-mi plac. Nu. Și eu nu le văd pe astea, eu nu le caut pe astea. Eu caut să-mi placă tocmai. A, că stai și te mai gândești, bă, dar poate... Ia, mă, ce nu mi-ar plăcea la fata asta? Asta e cu totul altceva. Dar... Eu le văd pe cele care îmi plac. Nu suntem perfecți. Normal. Dar, nu te dar important e să... avem dorința de a ne îndrepta... Și de a evolua. Unde exact. Da, ia să vedem, Antonia, cu ce simți că te-ai schimbat? Simt că sunt mult mai liniștită, mult mai calculată. Aveam înainte această, da, această chestie să vorbesc fără să gândesc. Și la asta mă refer. Nu neapărat că mi-am schimbat personalitatea sau tot eu sunt, doar că au fost nici n-ai lucruri. N-ai cum să-ți schimbi personalitatea. Da, vă dați seama, aici în emisiune, văzându-mă pe acea plasmă de atâtea ori, au fost multe momente în care m-am simțit prost, mi-a fost rușine și am vrut să schimb lucrurile acestea la mine. Eu nu le realizam înainte, dar mă bucur că trăiesc experiența asta și am luat-o foarte mult și ca o dezvoltare personală, nu doar pe partea de iubire, cât și tu ca om. Te poți schimba foarte mult aici. Da, uite, dacă e să ne gândim la ce spunea Valentina acum vreo săptămână, două, el zice că datorită lui te-ai schimbat. Și el s-a schimbat foarte mult, că și el în prima lună era o persoană ca mine, mai colerică și așa. Acum, nu știu, ne-am schimbat mai... Na, nu pot să zic că din cauza lui m-am schimbat. M-am schimbat că am vrut eu să mă schimb. Datorită lui din cauza, da. Da, datorită... Da, simți același lucru și la tine, Cristian, că te-ai schimbat? Mi-am deschis un pic o altă gândire, adică văd situația dintr-o perspectivă diferită față de ceea ce vedeam eu înainte. Da, sunt schimbat, adică am renunțat un pic și la mine și privesc lucrurile și în doi. Nu mai am treaba asta doar eu. Într-adevăr, nu avem cum să renunțăm în totalitate și nici nu este bine. Dar văd lucrurile și
în doi. Da. Bine, luăm o scurtă pauză. După pauză, vedem de ce o place Ștefan pe Maria, pentru că Maria a vrut să afle acest lucru. Ce-i Maria? Da, așa. Și...